Semnătura de aur a spicului. În fiecare ființă umană există undeva, în partea de răsărit a sufletului, ceva ca o prisacă, un loc de taină, o poiană ascunsă în care, în momentele cele mai grele din viață, te retragi pentru a te reculege. Numai de pe acolo te poți culege din nou. Uneori te poți culege destul ca să poți merge mai departe. Alteori rămâi să-ți cauți cioburi din inima zdrobită, pe sub rugii de mure sau așchiile unui apus împrăștiat, printre hribării înveninate. Înseamnă că nu ai ajuns încă la locul adevărat al culegerii. Am încercat de multe ori să-i definesc locul sau timpul și toate încercările cugetului meu s-au oprit ca la o poartă de lemn, precum cele povestite cu Dalta prin Maramureș. Rațiunea m-ar duce la un geografic al memoriei, dar locul acela e izvodit numai de inimă. De aceea niciodată nu i-am putut opri hiperbioticul nici cu penița, nici cu penelul. Nu este nici moarte, nici viață, ci numai o nostalgie după ceva care ți se pare că a fost. O hălăduire orfeică pe tărâmul lui Thanatos. Pe drumul acela am luat o razna de la verbul bătătorit de turmele verbelor cu clopot, pentru că mă prinsese un dor de moarte după el. Am dezlegat cărarea de lângă troița lui, a fost odată, și hai la drum. Nu știu de ce întotdeauna când se vorbește de om se folosește prezentul. E un nonsens. Omul a fost sau omul va fi? Tocmai pentru faptul că omul nu este. Numai el s-a recomandat, eu sunt cel ce sunt. Dar pe om l-a creat după chipul lui Alfa, cel care a fost, și după asemănarea lui Omega, cel care va fi. Despre Adam se spune că a fost odată și din coasta lui a fost creată niciodată. Și de aceea adevărata poveste a omului începe cu a fost odată ca niciodată. Și am întrebat pe păstorul de la piciorul plaiului cine a fost cel care pentru care clopotul de la schitul de sus atinge luceafărul numai într-o parte, de parcă funia ar fi fost trasă de un brad rănit la picior. Ciobanul se uită la mine ca și cum aș fi fost nemernic prin ținuturile acelea. Și-și început povestea despre un prinț al munților și al glăvilelor ciobănești și cum a fost nașterea lui. După ce a venit pe lume copilul, ușa s-a deschis și un înger desculț
a intrat tiptil în casă și s-a așezat cu minte pe o laiță. Era îngerul păzitor al copilului. În mână avea o creangă de luceafăr, abia înflorită, și când părinții au întors capul spre neobișnuitul oaspete, acesta puse degetul la gură și le făcu semn să asculte la fereastră. Pe prispă, de pe culme, coborâseră ursitoarele și abia se auzeau, pentru că, deși martie, iarna părea că se răzbună din toate vifornițele ei. Zice una, pur ce s-am tot pământul și-am rătăcit tot ceriu, dar n-am în straița sorții nimic pentru Valeriu. A doua, în călte, deși abia se auzea din cauza viforului și mai și ghicindu-i timpul, vadul va fi sărac în lume, ca în vârf de munte bradul, ce stă în pridvorul lunii, cu fulgerul sub scară, mereu flămând de ceruri, iar pita lui amară. Tatăl copilului se uită la înger, cu mâna dreaptă acoperindu-și gura de spaimă, dar acesta dădea din cap, afirmativ, în semn de consolare, în vreme ce altă ursitoare continuă: nu va avea palate, nici aur, nici moșie, nici ceasul de puiește, norocul răgălie, și nici odihna bălții, nici țarini heleștie, tot singur ca un vultur, genunia în dor să-și beie. Ce vor mai fi spus nu se știe, pentru că vifornița de afară smulgea copacii șuierând. Cert e că îngerul cu bastonul lui în mâna stângă se ridică de pe lavița de lângă cuptor și, binecuvântându-l, cu dreapta continuă și el, puțin mai altfel: sărac te naști, ca neamuți ce-n sfinte cărți ți-l caut. Nu plânge ce ursirea pe plaiul tău în hribă, că neamul îți vei strânge la cina din colibă, ca semn de cărți izvorul altarelor pădurii te-o învăța să murmuri genunile scripturii. Sub spicul slovei tale crescut ca din vioară, cuvântul va fi mire și nunta-i va fi țară. Din stih să-ți odrăzlească și dorul și bobocul, amirosind canardul când întâlnește focul, să fie precum nuca, amar numai la coajă, tot ce atingi doar farmec și grâul nu-ntind sub mlajă, cu ce îți las în leagăn vei toarce veac în clipă. Și îngerul își smulse o pană din aripă. M-am despărțit de păstor și cu frică urcam spre prisaca lui. A fost odată ca niciodată. Aceasta a fost povestea omului, prietenului și poetului până la puntea întreită de Aleluia. Până aici a fost umbra de la pana de înger. Mai mult decât aceasta, niciun slujitor al cuvântului nu poate râvni mai mult. Dar pomenirea veșnică, adusă neamului, dintr-o ale neamului, nu sunt numai cărțile lui, ci cartea împărăției. Orice ierarh, înaintea semnăturii, desenează semnul unei cruci. Părintele Anania, chiar ca slujitor al cuvântului, va rămâne original prin heraldica spicului de grâu,
ca o semnătură de aur în reavănul pământ românesc. Scaunul gol dintre noi. Poate ar fi fost un cuvânt sau o simplă atingere de mâini, dar scaunul gol dintre noi ne oprea mai mult decât hotarul dintre somn și adevăr. Poate ar fi fost un gest sau un drum spre visare, dar scaunul gol dintre noi ne durea mai mult decât mușcătura prietenului transformat în șarpe. Poate ar fi fost un sărut, dar fiecare așteaptă pe celălalt să sfărâme scaunul gol dintre noi. Umbră a florii de gutui. Umbră a florii de gutui, poți tu vorba-mi s-o descui? Prin cuvinte tot cuvânt, dar n-am cheia de argint. Fier și gând de borangic, unde nodul să-l zic? Încearcă și te îngutuie, dor cum prin lumini se suie, spre ospăț, tâlcului rază, adui cerul din turcoază. Când iubești, unde ți-e ghimpul, de nu te mai află timpul? Îl dau ac de foc albinii, ca să coase strai luminii sprâncenatei de lăstun, să îndrăsnesc zborul-mi, să-i spun?